Locatara Ioana Cozma din blocul O5 din Micro 17 a devenit un terorist de serviciu al tuturor vecinilor cu care trebuie să convețuiască la bloc. Zeci de plângeri la secția 3 de poliție și o serie de petiții și reclamații la primărie și la Asociația de Proprietari fac cunoscut autorităților că Ioana Cozma întreține un adevărat padoc la bloc, hrănind sau adăpostind câini și pisici în apartament, că produce mizerie și mirosuri, că aruncă cu apă de la balcon, că nu-și repară instalațiile defecte și a distrus grav apartamentul de la etajul 1, nu contribuie la plățile comune ale întreținerii blocului, nu permite lucrătorilor de la gaze să verifice instalația și refuză să plătească întreținerea apartamentului. Pentru recuperarea unor datorii de peste 33.000 de lei, asociația a deschis un proces de executare silită a apartamentului, dar locatara problemă contestă mereu. Locatarii sunt disperați de nepăsarea și neputința autorităților în a impune respectarea unor minime reguli de ordine publică. Nu înțeleg deloc. O spune că eu am intrat acasă, acum spune că eu am dat la apă și am spart abote, curgea acolo apă. I-am spus, du-te și repară tu la instalator. Nu, că la tine curge. Hai la mine. Un izolator. Sunteți tot la... La doi. La doi. La ei toți cele, izolani la ea în casă. Nu intră lumea la ea, nu lasă să intre nimeni. Nu intră nimeni la dânsa în casă, nu dă drumul. Dânsa a avut vreo 8 câini și vreo 10 măți, câșacule are. A filmat măți. Le lasă. În bloc? Câinii am reușit. Cu mari intervenții am reușit și am scăpat de câini. Acum cu mățele. Le are, le pune și le fată în casă. Și după aceea când se fac mărișori, îi lasă în fața blocului. Și astea sunt... Toate sunt ale ei. Ea vine cu mâncare, nu știu, bani de la întreținere n-are să plătească cheltuielile blocului. Nu are ce să facă. Milioane jumate pentru acoperișarea. Dar mâncare pentru mâți se duce și cumpără și le aruncă pe geam și le strânge toate aici. Sunt microbi și se face mizerie și nu sunt, ce să vă spui? El și-am făcut gărtuțul ăsta din iarbă, din ce este. S-a dus la primărie, primăria pe noi nu ne-a ascultat, pe a ascultat-o ne-a obligat să tăiem, a vrut să-l dăm jos de tot. Și am zis, de tot nu dau jos. Gărtuțul cu gardul viu. Primăria montează gardul pe protecție. Aici așa l-a găsit soacră mea. Așa era, am făcut... Și eu am avut probleme cu gardul. Și ne-a obligat să-l tăiem. A reclamat-o pe mama că are balconul, știu cum, ilegal. Mama când a cumpărat, așa era balconul. E construit de pe timpul lui Ceaușescu, așa erau legile. Deci, și am zis, domnule, dumneavoastră o vedeți numai pe ea. Dar veniți să întrebați ce face ea? Exact. Nu, a trebuit să luăm măsuri cu amenda pe mama, că nu taie gardul. Că gardul trebuie să aibă numai un metru, nu trebuie să aibă, la alții nu se mai uită. Da. Problema locatarului terorist, care amenință pe toată lumea și intimidează chiar și agenții de poliție chemați să intervină, este cunoscută conducerii Asociației de Proprietari 367 din Micro 17. Aceasta adoptă însă o atitudine moale, fără autoritate, temându-se de contrareacții irresponsabile. Dânsa conflicte cu toată lumea are. Da. Numai cu pisicile și căței nu are niciun fel de conflict. Da. Dar este legal să crească pisici la bloc? Să le nu, urce, să... chipurile le dă mâncare afară, că dacă o întreb dacă într-adevăr are animale în casă, nu are. Dar cine intră în casă ei? Nu intră nimeni. Da. Ați încercat să găsiți o modalitate de a o osili să repare? Că în fond asta este... I s-a pus în vedere. Ea a avut și proces pe rol, care este și acum în judecătorie. Cu datoria care o are la... Cu datorie, sigur că da. Este executată silit? Nu, încă nu este executată silit. Dar nu e prea mare datoria? Este suficient de mare. Ultima ispravă a femeii terorist din blocul O5 este bătutul copiilor de pe scară. Mama copiilor agresați este alarmată de faptul că nicio autoritate nu intervine pentru a garanta că intrarea copiilor în bloc se va face fără riscuri și fără borcane aruncate în cap de la etaj. Fata vinea seara de afară cu fata unui vecin, a urcat scara și pe la etajul 1 când a ajuns s-a venit prin spatele ei și a luat-o la bătaie. I-a pus mâna în păr, dacă nu ieșea vecinul de lângă ea de la 1, praf o făcea. A trebuit să chem poliția. Da, fără motiv. Ați chemat poliția, ați făcut o plângere? Da. Da? Da. E înregistrată la... E înregistrată, da. Secția 3. La secția 3. Băiatul mi l-a bătut aici în stradă, aici după el și mi l-a bătut, tot așa am chemat poliția, tot de la secția 3 a venit, dar a zis că nu poate să-i facă nimic. Cum? Stau cu mâinile îngrijeșate și atât? Păi. Le frică la copii scobare pe scară. Le frică, le frică să intre în scară, că...
într-o seară a intrat băiatul și era aici în scară cu o bâtă și m-a strigat din jos: mamă, coboară să mă iei. Mm-hmm. Na. Deci este un fel de terorist, păi, al blocului. Și nu poate să, copiii mei nu poate să stea aici în fața scării, eu trebuie să-i gonesc mereu, plecați în altă parte, că face scandal.